Hai să sunăm la RAR să vedem ce spun. Hello. Până Roman Ghetti Arminievato. Ideea stă în felul următor. Săptămâna trecută a sunat cineva la stația noastră ITP, mi-au zis colegii inspectori din locație și ne-a întrebat dacă putem să facem inspecția tehnică periodică la un autoturism BMW din 2015, am înțeles, cu numere de înmatriculare din Italia, pentru că clientul respectiv a menționat faptul că a venit aici câteva luni de zile, am înțeles dacă este român, străin și i-a expirat ITP-ul pe teritoriul țării noastre și pur și simplu a întrebat dacă se poate face ITP-ul aici, pentru că na, el neplecând cu mașina în Italia a considerat că este mai simplu să facă aici inspecția tehnică. Și m-am gândit că este un subiect de interes pentru voi, pentru că sunt destule mașini înmatriculate în alte state care circulă prin România și poate și voi vă aflați în situația asta, poate vă interesează subiectul. Am văzut mașini cu numere de Spania, Bulgaria, Norvegia, Danemarca, Grecia prin România, adică sunt destule mașini care nu sunt înmatriculate în România și care circulă pe teritoriul țării noastre și la o parte dintre ele ajung să le expire inspecția tehnică. Din ce știu eu și din informațiile pe care le am de la niște clienți de noștri care au și ei mașini înmatriculate în alte state, situația se prezintă în felul următor. Poți să-ți faci inspecția tehnică periodică doar la reprezentanțele RAR, adică nu poți să-ți faci inspecția tehnică periodică la stațiile ITP pentru mașini înmatriculate în alte state. Am înțeles de la acești clienți ai noștri, poți să-ți faci acest ITP la RAR pentru mașini înmatriculate în țări din Uniunea Europeană, dar și pentru mașini înmatriculate din țări care nu sunt membre a Uniunii Europene. De exemplu, Anglia, Turcia, Serbia și așa mai departe. Acum, mă gândesc că inspecția tehnică este un pic mai scumpă ca la o stație. Cred că depășește valoarea de 300-400 de lei. Garantat poți pentru orice categorie de autovehicule să-ți faci ITP-ul la RAR pentru aceste autovehicule matriculate în alte state. Înțeles acolo că trebuie să te duci cu mașina, talonul mașinii în original, buletinul sau pașaportul persoanei care vine cu mașina. Mă gândesc că poate fi și un străin care muncește aici în România și nu are buletin, ci se poate prezenta cu pașaportul. Achită taxa. Ce nu știu eu exact este dacă îți dă ITP-ul pentru aceste autovehicule pentru un an de zile și trebuie să-l renoiești în fiecare an, sau îți dă aceeași perioadă de valabilitate ca pentru autovehiculele înmatriculate în România. De exemplu, la motociclete 2 ani, la mașini 2 ani sau 1 an, la autoutilitare 1 an, la rent-a-car 6 luni și așa mai departe. Asta nu știu eu exact și eu o să sun la RAR imediat să întreb mai multe informații. Acum, ITP-ul ăsta este valabil doar în România și îți dă un cartonaș din acela galben unde trece inspecția tehnică periodică pe care l-ai întotdeauna la tine în mașină, la tine în autovehicul, ca să-l prezinți poliției în cazul în care te oprește și cere inspecția tehnică periodică pentru că vede că inspecția tehnică din țara respectivă este expirată. Deci dacă mașina sau autovehiculul respectiv este matriculat în Italia și tu vrei să pleci cu ea din România până în Italia, problemă. Pentru că mă gândesc că dacă te duci în Italia cu mașina înmatriculată în Italia, la granița cu Ungaria, te va opri cineva și te va întreba de inspecția tehnică periodică, pentru că ea, din momentul în care ai traversat granița, nu mai este valabilă și mă gândesc că, nu știu, există o soluție să iei o platformă de la graniță până în țara respectivă, unde este mașina, autovehiculul respectiv înmatriculat sau înmatriculată și mai poate fi soluția în care, dacă putem să facem noi în România aceste ITP-uri la RAR, nu știu să vă zic exact, să poți face în fiecare țară ITP-ul la reprezentanța RAR din teritoriul respectiv, adică să faci același lucru și în Ungaria, Slovenia, Italia și așa mai departe, adică pentru mașina înmatriculată în Italia. Cred că este complicat, cred că până la reprezentanța RAR din Ungaria, de exemplu, parcurgi câțiva zeci de kilometri, sigur te oprește cineva, te întreabă de sănătate, cum s-ar zice, vede că nu ai inspecția tehnică valabilă și implicit intri sub incidența amenzii din țara respectivă și poți avea probleme, așa că eu nu recomand, nu știu pe nimeni care a făcut treaba asta, toată lumea mi-a spus care are mașini matriculate în alte state, că ei de la graniță sau din București când vor să ducă mașina înapoi și nu mai au ITP-ul din țara respectivă, o duc pe platformă. Am vorbit cu cineva și mi-a spus că din București până în Franța, unde are mașinile înmatriculate, având în vedere că a dus mai multe mașini cu firma respectivă, i-au cerut undeva la 500 de euro dacă se mai cuplează cu alte mașini, adică merge cu un trailer din acela mare care transportă mai multe mașini și o aduce din București în Franța, nu știu, în 4, 6, 7 zile.
zile. Dacă dorește să îl transporte doar pe a lui în regim de urgență, atunci îl costă peste 1000 de euro. Nu mi se pare o soluție foarte scumpă să dai 500 de euro din București până în Franța pe platformă. Poate a avut un preț preferențial, poate 700 de euro. Dacă treci granița înspre Ungaria, consecințele sunt mult mai scumpe, de exemplu, până în Italia sau până în Franța, vei plăti mult mai mult cu toată această bătaie de cap decât dacă ții platforma de la graniță sau din orașul tău până în țara respectivă. Am dat exemplu Italia, Franța, dar exact cum v-am zis, poate fi o mașină și din Turcia, din Ungaria, Serbia, din Bulgaria și din Grecia, adică poate fi o mașină înmatriculată într-o țară mai aproape de România. Mișto că există soluția asta, era ilogic să ajungi cu niște mașini și să nu mai poți să circuli cu ele, să fii nevoit să te duci cu mașina respectivă pe platformă în țara respectivă și după aia să o aduci pe platformă aici, sau să fii nevoit să o înmatriculezi aici, adică se complica puțin situația și mă gândesc că din acest motiv s-a găsit soluția asta legislativă, dacă pot să-i spun așa, să poți să circul în legalitate cu autovehiculele respective. Mă gândesc că dacă în România se poate aplica această lege privind aceste inspecții tehnice periodice, mă gândesc că și în alte țări din Uniunea Europeană ar trebui să fie la fel, pentru că totuși legislația asta privind inspecțiile tehnice periodice, din ce știu eu, este o legislație europeană. Să sunăm la RAR să vedem ce spun. Hello. Acum trebuie să așteptăm informații tehnice. Bună ziua, cu ce vă ajut? Bună ziua, am și eu o întrebare și nu am găsit informații la dumneavoastră pe site. Ideea stă în felul următor. Am o mașină cu numere de matriculare din Italia, de la un prieten, și i-a expirat ITP-ul și am înțeles că pot să-l fac la voi sau la o stație ITP. Puteți să-mi dați detalii? Doar într-o reprezentanță RAR din orice județ doriți. ITP-ul este valabil un an de zile, indiferent de anul de fabricație al mașinii, doar pe teritoriul României. Deci pentru orice mașină din orice țară vine ea, ITP-ul este valabil doar un an de zile și doar pe teritoriul României și doar la registru poate să-i facă ITP-ul, nu și în stațiile ITP autorizate. Ok, și orice categorie de autovehicul, adică și motocicletă și auto-utilitară sau doar... Orice. Aha, ok, și se aplică doar pentru mașinile din UE sau și non-UE? Orice, și Anglia. Și Anglia și Turcia, orice care circulă pe teritoriul României, am înțeles. Doar un an de zile. Programare cu prezentarea fizică a vehiculului la cu talonul din țara de proveniență, oricine cu buletin sau pașaport valabil în original. Și cât costă? Păi, acum depinde de categoria vehiculului. Autoturism. 402 lei. Taxa se achită cash sau card la caseria RAR doar în momentul prezentării. Dacă mașina stă aici mai mulți ani, practic vine în fiecare an la RAR, la voi și poate să facă în orice județ? Da, bineînțeles. Fiecare județ este cât o singură reprezentanță RAR. Oh. Același număr ca asta, unul când dorește sau intră pe site, își face programare și în baza programării vii. Și tariful ăsta de 400 și ceva de lei e valabil la orice reprezentanță RAR, nu doar în București, nu? Sunt același preț okay. În toate reprezentanțele RAR. Ok, și în cazul de față, de exemplu, dacă își face ITP-ul aici expirat la mașina cu numere de matriculare din Italia și vrea să plece, ce face la graniță? Aveți idee? Nu am de unde să știm, nu ține de noi acest lucru. Deci mai departe se descurcă. Noi vă spunem doar ce ține de noi. În regulă, deci nu contează categoria. ITP-ul e pe un an de zile, indiferent că e motocicletă, autoturism. Indiferent. În regulă. Bine, mulțumesc frumos pentru informații. Deci ați văzut și voi ce a spus doamna de la Registrul Auto Român, ați aflat toate informațiile, v-ați lămurit privind faptul că inspecția tehnică periodică pentru mașini matriculate în alte state pe teritoriul României este valabilă doar un an de zile, costă 400 și ceva de lei la un autoturism. Mă gândesc că poate ar fi fost foarte mișto să fie baza asta de date comună cu toate mașinile matriculate în toate țările din Uniunea Europeană, astfel încât să poți face ITP-ul la orice stație ITP din țările UE, astfel încât să fie mai simplu pentru șofer. Ideea este că în România nu poți să-ți faci la stațiile ITP ITP-ul pentru o mașină matriculată în altă țară, pentru că practic inspectorul când se loghează în baza de date RAR nu găsește mașina înregistrată în această bază de date, practic nu poate să facă acest ITP și RAR-ul practic introduce această mașină în baza de date RAR în momentul în care te duci să-ți faci acest ITP. Practic cred eu că funcționează ca atunci când aduci o mașină din străinătate rulată, să te duci prima oară la RAR ca să-i scoți carte, practic RAR-ul are acces să modifice acea bază de date și să introducă mașina și cred că au vrut să aibă ei controlul acesta și să nu dea acces la stațiile ITP. Ok, înțeleg, prima oară mașina nu e în baza de date, o introduci în sistem,
îi faci tu ITP-ul, dar după aia, odată ce ai introdus-o, mă gândesc că poți da acces și la stațiile ITP. M-am gândit cum ar veni, cum ar fi un mediu ideal pentru acești șoferi să fie mai simplu pentru ei. Dacă credeți că știți mai multe despre subiect sau știți informații suplimentare, le aștept mai jos în rubrica de comentarii. Vă mulțumesc, să ne vedem cu bine în următorul video. Salut, la revedere, pa!